în alta curte colucrează permanent, în alta curte stabilește obiective comune, în alta curte îmbrățișează statutul de partener al unui parchet. Și atunci, unde suntem sau unde ajungem sau despre ce vorbim când ne referim la statul de drept? Că pur și simplu suntem tulburați, suntem bulversați. Am fost și eu la o conferință internațională foarte importantă, Asociația Europene a Judecătorilor, și am discutat cu aceștia și când le-am spus de astfel de lucruri, oamenii nu realizează, pur și simplu nu realizează, li se pare, nu realizează în sensul că ar putea exista astfel de lucruri care să fie puse pe hârtie și care să conducă într-un anumit fel sau într-o anumită măsură activitatea unei instanțe.